Trăit în două momente, cândva trecut de prin sufletul, prin acțiunile persoanei. Într-adevăr, am lucrat, cred că am fost printre primii lucrători la manuscris, cam atât și alții. Mi-ar fi plăcut să fiu eu unica, dar așa rămâne cu plăcerea. Că, din punct de vedere al unui filolog, pot să zic că cartea este structurată frumos, destul de bine. Corespunde anumitor cerințe lingvistice, structurale, ca structură. Este foarte interesant, chiar și impresionant, că, iată, istoria pornește cu revenirea domnului Vasile în sat, însoțit de dedul ziarist. Aceasta este la începutul cărții. La sfârșit, la început, revine în sat, trece prin biserică. Este istoria bisericii un punct aparte de discuție. La sfârșit, după ce povestește tot ce a avut de povestit domnul Vasile, iese din biserică și se pornește spre Chișinău. Între a intra în biserică și a ieși din biserică, este viața lui, este istoria. Intrarea în biserică, pasul acesta este ca intrarea în trecut. În trecut ce vedem? De fapt, ar trebui să încep cu povestea despre biserică. Este foarte plăcută, una dintre paginile cele mai emoționale din carte. Aici ne întâlnim cu slujitorii bisericii, cu prezenți și trecuți, pentru că domnul Vasile se întoarce la primii, chiar de la inițierea lăcașului sfânt, cine a trecut banii, cât de greu au fost construirea acestei biserici, ajunge și mai în urmă, când se pun bazele satului. Știu niște legende foarte frumoase despre satul Bărbăreoca, spre trei legende. Mi-a plăcut acea cu moșierul cu trei fii, care a părăsit pământul. Întotdeauna revine domnul Vasile la pământ. Vom vedea pe parcurs. Este impresionant în momentul acesta când țăranii satul luptă pentru biserica lor. Iată atunci când a fost frumos și vine o perioadă, țăranul cu cântul, cu plia, cu roada, cu grijile gospodării, dar au venit și vremurile ele. Și străinul a intrat în sat și în casă. Și iată când biserica este pusă în pericol, oamenii se adună între ei în jurul bisericii și în momentul când vin milițienii însoțiți de cineva ca să le închidă biserica, ei se ciocnesc de această rezistență a oamenilor simpli, care poate te gândi ca unul mai gândul, ca unul mai grija câmpului și a copții. Nu, s-au adunat, cineva e chiar în ratul sare în ochii celui mai gurarit și când am început să caute cine a fost acel cu care a presat pe rău, nimeni n-a spus, toate că toți știau. Știau și domnul se zice, pentru că era unul dintre ei. Foarte frumos. Apare în momentul acesta când și mai sentimental. Când oamenii adună, de acum când văd că nu au un cotroc, că vine unul și te spune chiar că vreau să facem muzeu din biserică, o să teamă când spune, văd biserică la tine acasă. Eu nu știu de-a cui sunteți, nu știu cine ești și de-a cui ești. Da, întrebarea de-a cui ești. Cândva în sat era așa, că ești de-a cuiva, înseamnă că ești de-a cui, din viță bună, ești gospodar. Nu știu de-a cui ești. Văd biserică, văd muzeul la tine în casă. Și atunci au spus că e bisericii la cineva, dintre sătenii. A ajuns la ceapă, dacă tot la săranul ceapă, și el cu soția au îngropat cheia în pământ. La momentul potrivit au ridicat cheia și au ascuns toate
obiectele de preț din biserică, eu am spus pe la oameni, cele mai importante la, la cioban, la dascăusatul cioban, da? Nu, acolo din cioban. Da. Și, și le-a pus, le-a pus sub icoană, le-a spus sub icoană, într-un loc sub icoană, ca să nu le arăi de ei, de ele, și acolo tot timpul a avut candela. Nu s-a mai stins la aceea. Și oamenii care știau de lucrul acesta, îi aduceau câte un litru de, de ulei de dascăl ca să țină, să se mențină placa aceea. E un, un episod creditor despre, despre neamul nostru, despre sufletul țăranului, despre credință. Și aici domnul Vasile scrie într-un loc sătenie, când apărau biserica, își apărau demnitatea satului și credința. Într-adevăr, credința a fost puternică la, 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 la sătenie, la oamenii noștri, nu numai. Acest articol care chiar, din carte, care se numește Revenirea acasă, eu aș fi zis că aș fi fost bine un capitol a patru despre momentul acesta, să se revină și să, să se descrie așa. E foarte frumos. Chiar și mai mai